Vă salut, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la un nou videoclip pe canalul meu de YouTube. Dragilor, astăzi vreau să vă prezint evoluția mașinilor pe canalul meu de YouTube. Și anume, să începem cu Dacia 1300, mașina care ne-a făcut copilăria mai frumoasă. S-a prezentat destul de bine pentru vârsta ei. Fabricarea modelului de față a început din 1969. Motorul ne-a ajutat în aventurile noastre. Era un benzinar de 1300 de centimetri cubi cu 54 de cai putere și 88 de Nm. La vremea aceea era un lux. Ceea ce mă amintesc acum și nu pot să uit lucrul acela, mașina consuma extrem de mult, mai ales în partea de final, când noi am mai mers cu ea, trebuia la un moment dat să punem un bidon de 5 litri pe plafonul mașinii, îl ancoram acolo foarte bine și cu un furtun care intra direct în carburator, așa făceam noi alimentarea pentru a putea să mergem un drum foarte scurt, deja termina bidonul și era gata. Urmând a ne cumpăra un Ford Ka pentru a urca cu el pe diferite dealuri, să mergem în stil off-road, a avut tot un motor pe benzină, tot de 1300 de centimetri cubi, în schimb acesta avea 60 de cai putere și un cuplu de 105 Nm. Făcând o comparație cu Dacia, Fordul consuma foarte, foarte puțin, deci acest motor era extraordinar când venea vorba de partea de consum. Cu 5 litri ne plimbam, cred, o zi întreagă pe dealuri, pe, nu știu, fel și fel de chestii pe care le făceam noi prin câmp, era extraordinar. Să zicem că l-am condus undeva la un an. Această mașină ne-a ținut cel mai mult. Am mai evoluat puțin și am decis să ne luăm în echipă un Golf 3, mașina care a avut un istoric amplu și foarte scurt și aceasta a avut un motor pe benzină, era de 1600 de centimetri cubi și un cuplu de 135 de Nm de această dată. Cred că ne-a ținut în jur de vreo 3 luni, după care, datorită problemelor tehnice, am decis să o abandonăm. Cam asta au fost mașinuțele pe care le-am condus alături de prietenii mei, le-am cumpărat în echipă și ne-am distrat împreună, iar acum vreau să vă prezint mașinile pe care le-am condus doar eu pentru a face videoclipurile pe YouTube. Opel Astra cu un motor de 1400 de centimetri cubi, care este și mașina mea de zi cu zi, m-a dus Opelașul pe unde am avut nevoie, Ford Focus, ediție limitată, o mașină din 2008 cu un motor diesel care nu mergea rău deloc, avea peste 100 de cai putere și cred că un motor de 1600 de centimetri cubi sau 2000 pe aici undeva, era TDI-ul, Mazda 6 cu o caroserie sedan, cu un motor turbo diesel de 2000 de centimetri cubi. Mi-a plăcut foarte mult designul acestei mașini, chiar dacă este puțin mai veche, însă arată foarte frumos. BMW seria 3, un model E46, frumos, fiind destinat sportivității și cerculețelor, cu un motor de 2000 de centimetri cubi pe benzină de această dată. Golf 5, modelul clasic, cu motorul de 1900 de centimetri cubi, turbo diesel, o motorizare durabilă și rezistentă, anul mașinii fiind 2003. Golf 7, cu care am făcut școala de șoferi, o mașină extraordinară. N-am reușit, din păcate, să pun pe vlog, doar story-uri, avea o motorizare diesel și era din 2014. Designul acestei mașini și confortul m-au atras maxim. Iar în final, Mercedes CLA, modelul 200 din anul 2016, motorul doar de 136 de cai, are o putere enormă. Îți oferă un amestec sporit de confort și sportivitate. Am fost plăcut surprins să pot să conduc aceste mașini până în prezent. Bineînțeles, au fost multe altele pe care n-am reușit să le pun aici pe vlog. Fie că am filmat diferite story-uri, fie că nu am reușit să filmez, ei bine, pe acestea am reușit să le pun. Vă mulțumesc pentru că ați fost prezenți la acest videoclip, vă mulțumesc pentru susținerea voastră. Stați aproape, scrieți în comentarii ce vloguri vreți să filmăm în continuare, vă doresc toate cele bune și să ne auzim cu bine!